Capitolul 15 Limuzina Gaz 13 era poreclită pe scăruș datorită aripilor sale aerodinamice în stil american. Putea atinge 160 de km pe oră, deși nu era prea confortabilă la asemenea viteze pe drumurile sovietice. Era disponibilă în roșu de burgundia și crem cu jante albe, însă modelul lui Dimca era negru stătea pe bancheta din spate în timp ce mașina mergea pe cheiul din Sevastopol, Ucraina. Orașul se afla în vârful peninsulei Crimea, acolo unde aceasta înainta în Marea Neagră. Cu 20 de ani în urmă fusese transformat în praf de artileria și de bombardamentele germanilor. După război fusese reconstruit ca stațiune de litoral cu balcoane mediteraneene și arcade venețiene. Dimca coborî și se uită la vasul legat de doc un cargobo de cherestea cu chepenguri supradimensionate, proiectate să cuprindă trunchiuri de copaci. În arșița soarelui de vară, hamalii încărcau schiuri și cutii cu haine pentru vreme rece, conform etichetelor, pentru a da impresia că vasul se îndrepta spre nordul înghețat. Dimca propusese numele de cod operațiune a Nadir după un oraș din Siberia ca să inducă în eroare pe oricine ar fi putut bănui ceva. Un al doilea pescăruș trase pe doc și parcă în spatele mașinii lui Dimca. Patru bărbați în uniforme ale serviciului de informații al armatei roșii coborâră și rămaseră în așteptarea instrucțiunilor sale. Niște șine de cale ferată traversau docul, iar o macara masivă era postată lângă acestea pentru a transfera încărcătura din vagon direct pe vas. Dimca se uită la ceas. Blestematul ăla de tren ar fi trebuit să fie aici până acum, Dimca lucra sub presiune. Nu mai fusese atât de încordat în toată viața lui. Nici măcar nu știuse ce era stresul până să înceapă acest proiect. Din partea armatei roșii, cel mai înalt în grad era un colonel pe nume Pankov. În pofida gradului său îi se adresă cu un respect formal lui Dimca. Dorit să dau un telefon Dimitri Ilici. Un al doilea ofițer, locotenentul Meier, zise. Cred că vine. Dimca se uită spre șine. În depărtare se putea zări apropiindu-se încet un șir de vagoane deschise și joase pline de cutii lungi din lemn. Dimca spuse, De ce are toată lumea impresia că e în regulă să întârzi câte un sfert de oră? Dimca își făcea griji în privința spionilor. Îl vizitase pe șeful KGB-ului local și trecuse în revistă lista acestuia cu persoane suspecte din zonă. Erau cu toții disidenți poieți, preoți, pictori de artă abstractă și evrei care voiau să plece în Israel. Nemulțumiții sovietici tipici care constituiau o amenințare la fel de mare ca un club de ciclism. Dimca dispuse să fie arestați însă niciunul nu părea periculos. Era aproape cert că existau agenți ei adevărați în Sevastopol, însă ca ul nu știa cine erau aceștia. Un bărbat în uniformă de capitan coborâ de pe pasarela vasului și îi se adresă lui Pankov. Dumneavoastră sunteți la comanda aici, tovarășe colonel. Pankov îi făcu un semn din cap către Dimca. Capitanul abordă imediat un ton mai puțin respectos. Vasul meu nu poate merge în Siberia, rosti el. Destinația dumitale constituie o informație clasificată, replică Dimca. Nu ai voie nici măcar să o pomenești. Dimca avea în buzunar un plic sigilat pe care capitanul trebuia să-l deschidă doar după ce trecea din Marea Neagră în Mediterană. Abia în acel moment avea să afle că se îndreaptă spre Cuba. Am nevoie de lubrifiant de vreme rece, de antigel, de echipament de protecție contra jivrajului. l ca întrerupse. Taci naibii din gură. Dar trebuie să protestez. Condițiile din Siberia... Dimca ca îi se adresă locotenentului Meier. Dă-i un pumn în gură. Meier era un tip vânjos cu o lovitură puternică. Bărbatul căzu pe spate cu buzele însângerate. Dim carosti. Întoarce-te pe navă, așteaptă ordinele și țineți închisă gura aia proastă. Capitanul plecă, iar oamenii de pe chei își concentrară atenția asupra trenului care se apropia. Operațiunea Anadir era de mare anvergură. Trenul care se apropia era primul dintr-o serie de 19, toate urmând să transporte doar un prim regiment de rachete la Sevastopol. În total, DIMCA trimitea în Cuba 50.000 de oameni și 230.000 de tone de echipament. Avea o flotă de 85 de vase. Încă nu vedea cum ar fi putut ține totul secret. Mulți oameni cu autoritate din Uniunea Sovietică erau neglijenți, leneșbețivi sau pur și simplu proști. Își interpretau greșit instrucțiunile, uitau, abordau sarcini solicitante fără tragere de inimă, apoi renunțau, iar uneori decideau că îi știau mai bine. Nu avea niciun rost să le explici logica. Și nici cu binișorul nu puteai să-i iei. Dacă erai cum se cade cu ei, te considerau un prost care nu merita să fie băgat în seamă. Trenul se îndrepta agale spre vas cu frânele scârțâind și scrâșnind. Fiecare vagon special construit transporta o singură ladă de lemn de 24 de metri lungime și de 2,7 metri lățime. Un macaragiu urcă în cabina utilajului. Hamalii săriră pe vagoane și începură să pregătească lăzile pentru încărcare. O companie de soldați însoțise transportul și acum le dădea o mână de ajutor hamalilor. Dimca observă cu ușurare că însemnele militarilor din regimentul de rachete fusese îndepărtate de pe uniforme conform instrucțiunilor sale. Un bărbat în haine civile sări dintr-un vagon și Dimca realiză iritat că era Evgeni Filipov omologul său de la Ministerul Apărării. Filipov se apropie de Pankov așa cum făcuse și capitanul, dar Pankov spuse. Tovarășul Vorkin este la comandă aici. Filipov ridică din numeri. Numai câteva minute întârziere rosti el cu un aer satisfăcut. Am fost întârziați. Apoi Dimca observă ceva. O, nu!" exclamă el. La dracu!" S-a întâmplat ceva?" îl întrebă Filipov. Dimca bătut din picior pe cheiul de beton. La dracul, la dracu, la dracu! Ce este? Dimca îl privi furios. Cine este la comanda trenului? Colonelul cați este cu noi. aduceți mi imediat pe prostul acela. Lui Filipov nu-i plăcea să urmeze ordinele lui Dimca, dar nici nu putea refuza o asemenea solicitare, așa că plecă. Pankov îl privi întrebător pe Dimca. Acesta rosti cu furie și exasperare. Vezi ce este ștanțat pe latura fiecărei lăzi? Pankov în cuvință și zise. Este un număr de cod al armatei. Exact rosti Dimca cu obidă. Semnificația numerelor este rachetă balistică R-12. Rahat exclamă Pankov. Dimca clătină din cap furios însă neputincios. Tortura este o soartă prea bună pentru unii oameni. Se temuse că mai devreme sau mai târziu avea să fie nevoit să se confrunte cu armata. Și era de preferat ca asta să se întâmple chiar atunci, la primul transport. Era pregătit pentru asta. Filipov se întoarse cu un colonel și cu un major. Superiorul rosti. Bună dimineața, tovarăși! Eu sunt colonelul Katz. Am avut o mică întârziere, dar al minter totul se desfășoară excelent. Ba nu, neghiobule, îl întrerupse din ca. Katz rămase cu gura căscată. Ce-ai spus?" Filipov interveni. Uite ce-i nu poți vorbi așa cu un ofițer." Dimcal îl ignoră pe Filipov și îi se adresă lui Katz. Ai pus în pericol securitatea întregii operațiuni prin nerespectarea ordinelor." Vi s a ordonat să acoperiți numerele armatei de pe lăzi." Vi s-au furnizat noi ștanțe." Țeavă din plastic pentru construcții." Trebuia să le aplicați pe toate lăzile. Katz se apără indignat. Dar nu a fost timp. Filipov rosti. Fi rezonabil, Dvorkin. Dimca suspecta că Filipov s-ar fi bucurat dacă secretul ieșea la iveală că aceasta ar fi însemnat discreditarea lui Hrușciov și poate chiar căderea lui de la putere. Dimca arătă spre sud, peste mare. E un stat nato la numai 250 de kilometri în direcția aceea, Katz Dobitocule. Nu știi că americanii au spioni? Și că îi trimit în locuri ca Sevastopolul, care este o bază navală și un important port sovietic? Însemnele sunt codate. Codate? Din ce ți-a făcut creierul? Din rahat de câine? Ce pregătire crezi tu că primesc spionii capitalisto-imperialiști? Sunt învățat să recunoască atât emblemele de pe uniforme, precum fulgerele regimentului de rachete de pe gulerul tău, o altă încălcare a ordinelor, cât și alte insigne militare și însemne de pe echipamente. Tâmpitule! Orice trădător și informator CIA din Europa poate descifra codurile militare de pe aceste lăzi. cați să încercă să-și apere demnitatea. Cine te crezi, zise el? Cum îndrăznești să-mi vorbești astfel? Am copii mai mari decât tine. Ești eliberat din funcție, rosti Dimca. Nu fi ridicol. Arată-i, te rog. Colonelul Pankov scoase o coală de hârtie din buzunar și o în mână lui Caț. Dimca zise. După cum vezi că scrie în acest document am autoritatea necesară. Dimca observă că Filipov rămase cu gura căscată. I se adresă lui Caț. Ești arestat pentru trădare. Du-te cu oamenii aceștia. Locotenentul Meier și un alt militar din grupul lui Pankov îl încadrară pe caț, apoi îl luară de brațe și îl duseră la limuzină. Filipov își veni în fire. Dvorkin, pentru numele lui Dumnezeu! Dacă nu ai nimic inteligent de spus, tași dracu din gură, ioreteză Dimca. Apoi se întoarse către majorul regimentului de rachete care nu scosese nicio vorbă până atunci. Tu ești aghiotantul lui Katz? Omul părea îngrozit. Da, tovarășe, maior spector la ordinele dumneavoastră. Vei prelua comanda. Vă mulțumesc. Du trenul de aici. La nord vei găsi un depou mare. Aranjează cu conducerea căilor ferate să vă opriți acolo vreme de 12 ore până revopsiți lăzile. Adu trenul înapoi mâine. Da să trăiți. Colonelul Katz va fi trimis într-un lagăr de muncă din Siberia pentru tot restul vieții sale care nu va mai fi atât de lungă. Deci, Maior Spector, ai grijă să nu greșești. Nu voi greși. Dimca se urcă în limuzină. Demară și trecu pe lângă Filipov care încă stătea pe chei bulversat de toate cele întâmplate. Tania Dvorkin stătea pe docul din Mariel pe coasta nordică a Cubei la 40 de kilometri distanță de Havana, unde un golfuleț îngust se deschidea într-un port natural imens ascuns printre dealuri. Privea neliniștită spre un vas sovietic legat de un chei de beton. În apropiere era parcat un camion sovietic ZIL-130 care trăgea o platformă de 25 de metri. O macara ridica o ladă lungă de lemn din cala navei și o transfera cu cetinitorul spre camion. Pe ladă era scris în rusă. Țeavă din plastic pentru construcții. Urmărea totul la lumina reflectoarelor. Vasele trebuiau descărcate pe timp de noapte din ordinul fratelui ei. Toate celelalte vase fuseseră evacuate din port. Câteva șalupe de patrulare închiseseră golfulețul. În apele din preașma vasului forfoteau scafandrii gata să-l protejeze de orice amenințare venită din adâncuri. Numele lui Dimca era pomenit cu o frică teribilă în glas. Cuvântul lui era lege, iar mânia sa era îngrozitoare după cum vorbea lumea. Tania scria articole pentru TAS în care vorbea despre felul în care Uniunea Sovietică ajuta Cuba și despre cât de recunoscător era poporul cubanez pentru prietenia aliatului său din cealaltă parte a globului. Însă adevărul Golgoluț îl transmitea lui Dimca la Kremlin în mesaje codate prin sistemul telegrafic al KGB-ului iar acum Dimca îi dăduse sarcina neoficială de a se asigura că instrucțiunile sale erau urmate fără greș. De aceea era neliniștită. Alături de Tania se afla generalul Paz Oliva, cel mai frumos bărbat pe care îl cunoscuse vreodată. Paz era atât de atrăgător încât ți se tăia răsuflarea. Înalt, puternic și puțin înfricoșător, însă numai până zâmbea și-ți vorbea cu vocea sa domoală de bas, care pe Tania o ducea cu gândul la strunele unui violoncel mângâiate de arcuș. Avea vreo 30 de ani. Majoritatea soldaților lui Castro erau tineri. Pielea sa întunecată și părul ondulat îl făceau să pară mai degrabă negru decât hispanic. Era capul de afiș pentru politica de egalitate rasială promovată de Castro în contrast cu cea adoptată de Kennedy. Tania îndrăgise Cuba, dar durase ceva vreme până ajunsese să simtă astfel. Îi lipsea Vasilii mai mult decât se așteptase. Realiza acum cât de mult ținea la el chiar dacă nu fusese niciodată iubiți. Își făcea griji pentru el în lagărul de muncă siberian flămând și înfrigurat. Campania pentru care fusese pedepsit publicarea de informații despre boala lui Ustin Bodian, muzicianul, avusese un oarecare succes. Bodian fusese eliberat din închisoare, dar murise la scurt timp într-un spital din Moscova. Vasilii ar fi apreciat ironia situației. Cu anumite lucruri nu se putea obișnui însă. Încă își punea haina de câte ori ieșea din casă, deși vremea nu era niciodată rece. Se plictisise de fasole și de orez și spre surprinderea ei se trezi că este poftă de un castron de cașa cu smântână. După zile în șir de soare dogoritor, ajungea să-și dorească uneori câte o ploaie torențială care să mai răcorească străzile. Țăranii cubanezi erau la fel de săraci precum cei sovietici, dar păreau mai fericiți poate și din cauza vremii. În cele din urmă, pofta de viața cubanezilor ajunse să o farmece pe Tania. Fuma trabucuri și bea rom cu tucola în locuitorul local pentru Coca-Cola. Îi plăcea să danseze cu paz pe ritmurile irezistibil de atrăgătoare ale muzicilor tradiționale care se numea Trova. Castro închisese majoritatea cluburilor de noapte, dar nimeni nu-i putea împiedica pe cubanezi să cânte la chitară, așa că muzicienii se mutase în baruri micuțe numite Casa de la Trova. Însă își făcea griji pentru poporul cubanez. Acesta îi sfidase uriașul vecin Statele Unite aflat la numai 150 de kilometri distanță dincolo de strâmtoarea Florida și ea știa că într-o zi ar fi putut fi pedepsit. Când se gândea la asta, Tania se simțea precum pasărea crocodilului cocoțată vitejește între fălcile deschise ale înfricoșătoarei fiare, ciugulind mâncare dintre șirurile de dinți ca niște cuțite frânte ale acestuia. Oare cum aveau să plătească în final cubanezii pentru sfidarea lor? Și oare avea să merite prețul plătit? Numai timpul putea arăta asta. Tania era pesimistă în privința perspectivelor de reformare a comunismului, însă unele lucruri realizate de Castro erau admirabile. În 1961, anul educației, 10.000 de studenți se duseseră la țară ca să învețe pe fermier să citească o cruciadă eroică de eradicare a analfabetismului printr-o singură campanie. Prima propoziție din Abecedari era Țăranii lucrează în cooperativă, dar asta nici nu mai conta de vreme ce oamenii care puteau citi erau mai bine pregătiți să recunoască propaganda guvernamentală. Castro nu era bolșevic, disprețuia conservatorismul și era mereu în căutare de idei noi. Acesta era și motivul pentru care îi enerva pe cei de la Kremlin. Însă nu era nici democrat. Tania se întristase când el anunțase că Revoluția eliminase nevoia de a organiza alegeri. Și era un domeniu în care imitase Uniunea Sovietică la sânge. Cu sfaturi din partea KGB-ului, crease o poliție secretă necruțător de eficientă cu care să elimine orice opoziție. În schimb, Tania dorea ca Revoluția să reușească. Cuba trebuia să scape de subdezvoltare și de colonialism. Nimeni nu-i voia pe americani înapoi cu cazinourile și cu prostituatele lor. Însă Tania se întreba în ce măsură cubanezilor li se va permite vreodată să ia singuri deciziile. Ostilitatea americanilor îi împingea în brațele sovieticilor. Dar pe măsură ce Castro se apropia tot mai mult de Uniunea Sovietică, devenea tot mai clar că americanii vor invada. În realitate, Cuba avea nevoie să fie lăsată în pace. Însă poate că acela era un bun prilej. Ea și Paz se numărau printre cei câțiva oameni care știau ce se afla în lăzile lungi de lemn. Îi raporta direct lui Dim ca măsura în care era eficientă pătura de securitate. Dacă planul funcționa, Cuba ar fi putut fi protejată permanent de pericolul unei invazii americane, iar țara ar fi avut astfel posibilitatea de a-și trage sufletul și de a-și găsi propriul drum în istorie. Cel puțin asta spera ea. Îl știa pe pas de un an. Nu vorbești niciodată despre familia ta. Rostia, în timp ce urmăreau cum era așezată Lada pe platformă, i se adresase în spaniolă. Acum o vorbea aproape fluent. Prinsese și un pic din engleza cu accent american pe care mulți cubanezi o foloseau ocazional. Revoluția este familia mea, replică el. Da, sigur că da, se gândia ea. Cu toate acestea, probabil că avea să se culce cu el. Paz s-ar fi putut dovedi o versiune mai măslinia lui Vasili, chipeș șarmant și necredincios. Probabil că exista un șir lung de cubaneze mlădioase cu ochii scăpărători care cădeau pe rând în brațe. Își zise că nu era necesar să fie cinică. Faptul că un bărbat era frumos foc nu însemna neapărat că era un Casanova fără minte. Poate că Paz aștepta femeia potrivită care să-i fie parteneră și care să lucreze cot la cot cu el pentru construirea unei cube noi. Lada cu racheta a fost prinsă de platforma camionului. Un locotenent scurt și zlugarnic pe nume Lorenzo se apropie de Paz și spuse Suntem gata de plecare, domnule general. Dați-i drumul, rosti Paz. Camionul se îndepărtă încet de doc. Mai multe motociclete prinseră viață și trecură în fața camionului ca să elibereze calea. Tania și Paz urcară în mașina lui un autoturism combi bucle sabre verde și urmară convoiul. Drumurile Cubei nu fuseseră proiectate pentru camioane de 25 de metri. În ultimele trei luni, inginerii armatei roșii construiseră noi poduri și reconfiguraseră curbele periculoase, însă convoiul se deplasa tot cu viteza melcului în cea mai mare parte a timpului. Tania observă ușurată că toate celelalte vehicule fusese îndepărtate de pe șosele. În satele prin care treceau casele joase cu două camere erau cufundate în întuneric, iar barurile erau închise. Dimca avea să fie mulțumit. Tania știa că pe doc era deja transferată o altă rachetă pe un alt camion. Procesul avea să dureze până în zori. Descărcarea întregii încărcături urma să dureze două nopți. Până acum, strategia lui Dimca funcționa perfect. Nimeni nu părea să suspecteze activitatea Uniunii Sovietice în Cuba. Nu se sufla nicio vorbă despre asta în circuitul diplomatic sau în paginile necontrolate ale presei occidentale. Temuta explozie de revoltă de la Casa Albă încă nu se produsese. Însă mai erau încă două luni până la alegerile parțiale din America. Încă două luni în care aceste imense rachete să fie pregătite de lansare într-un secret total. Tania nu știa dacă un astfel de lucru era cu putință. După două ore ajunseră într-o vale largă care fusese ocupată de armata roșie. Aici construiau inginerii situl de lansare. Acesta era unul dintre cele peste zece ascunse prin cotloane din munți de-a lungul celor 1250 de kilometri a insulei Cuba. Tania și Paz coborără din mașină ca să urmărească descărcarea lăzii din camion tot la lumina reflectoarelor. Gata, am făcut-o, rosti Paz pe un ton satisfăcut. Acum avem arme nucleare. Își scoase un trabuc și l-a prinse. Ceva mai precaută, Tania întrebă. Cât va dura instalarea lor? Nu prea mult, zise el nonșalant. Vreo două săptămâni. Tania nu era în starea necesară pentru a se gândi la probleme, însă îi se părea că sarcina avea să dureze mai mult de două săptămâni. Valea nu era decât un șantier prăfuit în care se realizase foarte puțin până atunci. Totuși Paz avea dreptate. Izbutiseră să facă partea cea mai grea, respectiv să aducă arme nucleare în Cuba fără să afle americanii. Uită-te la minunea aia, spuse Paz. Într-o bună zi, ar putea ateriza în centrul frumosului Miami. Bang! Tania se cutremură la gândul acesta. Sper să nu. De ce? Oare chiar trebuia să-i explice? Armele acestea sunt concepute pentru a fi o amenințare. Sunt gândite să îi intimideze pe americani suficient de mult încât să nu invadeze Cuba. Dacă ar fi folosite vreodată, ar însemna că nu și-au atins scopul. Posibil, răspunse el. Dar dacă ne vor ataca, rachetele vor putea rade cu totul de pe fața pământului orașele americane. Petania o neliniști încântarea evidentă cu care el descria acest scenariu îngrozitor. Și ce ați obține cu asta? El păru surprins de întrebare. Asta va menține mândria națiunii cubaneze, îi explică el rostind cuvântul spaniol dignitat de parcă ar fi fost sacru. Ei nu-i venea să-și creadă urechilor. Deci ați porni un război nuclear doar de dragul mândriei voastre? Firește! Ce-ar putea fi mai important? Ea exclamă indignată. Supraviețuirea speciei umane, de exemplu. El își flutură trabucul cu un gest de lehamite. N-ai decât să-ți faci tu griji pentru specia umană, spuse el. Pe mine mă interesează onoarea. Rahat, puvnitania. Ești nebun? Paz o privi, Președintele Kennedy este pregătit să folosească arme nucleare dacă Statele Unite sunt atacate rosti el. Prim secretarul Khrushchev le va folosi dacă Uniunea Sovietică va fi atacată. Același lucru este valabil pentru de gol în Franța și pentru cine o mai fi liderul Marii Britanii. Dacă vreunul dintre ei ar spune altceva ar fi dat jos în doar câteva ore. Trase din trabuc făcând capătul să se înroșească apoi suflă fumul în aer. Dacă eu sunt nebun, înseamnă că și ei sunt în cheie el. George Jex nu știa care era urgența. Bobby Kennedy îi convocase pe el și pe Dennis Wilson într-o ședință de criză la Casa Albă în dimineața zilei de marți 16 octombrie. Cel mai probabil subiectul urma să fie prima pagină a ediției din acea zi a ziarului New York Times cu titlul Eisenhower spune că președintele este slab pe plan extern. O regulă nescrisă prevedea ca foștii președinți să nu-și atace succesorii. Totuși George nu era surprins că Eisenhower încălcase această convenție. Jack Kennedy câștigase spunând despre Eisenhower că este slab și că inventează un decalaj al rachetelor inexistent în favoarea sovieticilor. Era clar că Ike încă suferea din cauza acestei lovituri sub centură. Acum când și Kennedy era vulnerabil în fața unei acuzații similare, Eisenhower se răzbuna. Exact cu trei săptămâni înainte de alegerile parțiale. Exista o variantă și mai proastă. Marea temere a lui George era ca nu cumva operațiunea Mangusta să fi fost deconspirată. Dezvăluirea faptului că președintele și fratele său puneau la cale acte de terorism internațional ar fi fost folosită ca muniție de toți candidații republicani. Aceștia ar fi putut zice că frații Kennedy sunt criminali pentru că o fac și proști pentru că nu pot păstra secretul și care ar fi fost oare represaliile lui Hrușciov? George vedea limpede că șeful lui era furios. Bobby nu se pricepea deloc să-și ascundă sentimentele. Mânia îi se citea clar din felul în care își încleștea fălcile din aplecarea umerilor și din scăpările ucigătoare ale ochilor săi albaștri. Lui George îi plăcea de Bobby pentru că își arăta emoțiile. Oamenii care lucrau cu Bobby îi citeau până în adâncul sufletului adeseori. Asta îl făcea mai vulnerabil, dar și mai îndrăgit totodată. Când intrarea în sala cabinetului, descoperiră că președintele Kennedy era deja acolo. Stătea la o masă lungă pe care se vedeau mai multe scrumiere mari. Era așezat pe centru cu sigiliul prezidențial atârnat pe peretele din spatele său. De-o parte și de alta a sigiliului câteva ferestre boltite și înalte dădeau înspre grădina cu trandafiri. Lângă el se afla o fetiță în rochie albă fica lui Carolin, care încă nu împlinise cinci ani. Avea părul scurt castaniu deschis cu cărare pe o parte precum tatăl ei și prins la spate cu o agrafă simplă. Vorbea cu el explicându-i serioasă ceva, iar el o asculta vrăjit ca și cum cuvintele ei ar fi fost la fel de vitale precum orice alt cuvânt rostit în acel loc al puterii. George fu puternic impresionat de legătura dintre părinte și copil. Dacă voi avea vreodată o fică, se gândi el, o voi asculta și eu la fel ca să știe că este cea mai importantă persoană din lume. Asistenții și ocupară locurile lângă perete. George se așeză lângă Skip Dickerson care lucra pentru vicepreședintele Lyndon Johnson. Skip avea părul foarte blond și drept și pielea palidă arătând aproape ca un albinos. Își împinse șuvița blondă din fața ochilor și spuse cu un accent sudist. Ai idee ce arde?" Bobby nu mi-a zis nimic, răspunse George. O femeie pe care George nu o cunoștea intră în cameră și o luă de acolo pe Carolin. Cei de la SIA ei au niște noutăți pentru noi, rosti președintele. Haideți să începem. Într-un capăt al camerei în fața șemineului se afla un șevalet pe care era expusă o fotografie mare alb-negru. Bărbatul de lângă ea se prezentă drept expert fotointerpret. George nici nu știa că există o asemenea profesie. Imaginile pe care urmează să le vedeți au fost surprinse duminică de un aparat U-2 de mare altitudine al CIA aflat în zbor deasupra Cubei. Toată lumea știa despre avioanele de spionaj ale CIA. Sovieticii dobărâseră unul deasupra Siberiei în urmă cu doi ani judecându-l pe pilot pentru spionaj. Toată lumea privi fotografia de pe șevalet. Aceasta părea încețoșată și neclară nearătând altceva decât copaci din câte putea distinge George. Chiar aveau nevoie de un interpret care să le spună la ce să privească. Aceasta este o vale din Cuba aflată la vreo 30 de kilometri în interiorul insulei față de portul Mariel. Le explică omul de la CIA ei indicându-le zona cu un mic arătător. Un drum nou de calitate duce într-un câmp mare și deschis. Aceste mici forme răspândite pretutindeni sunt utilaje de construcții, buldozere retroexcavatoare și basculante. Iar aici, bătu în fotografie pentru a accentua, aici în mijloc puteți vedea un grup de forme ca niște scânduri înșirate. În realitate, acestea sunt lăs de 24 de metri lungime și de 2,7 metri lățime. Au exact mărimea și forma necesare pentru a putea cuprinde o rachetă balistică sovietică R-12 cu rază medie concepută să transporte un focos nuclear. George abia se abținu să nu scape un drace, însă nu toată lumea izbuti să-și țină gura, iar încăperea răsună pentru o clipă de înjurături uluite. Cineva zise. Sunteți sigur?”. Fotointerpretul răspunse. Domnule! Eu studiez fotografii de recunoaștere aeriană de ani buni și vă pot garanta două lucruri. 1. Exact așa arată rachetele nucleare. Și 2. Nu mai există nimic care să arate așa. Doamne, apără și păzește, se gândi George înfricoșat. Blestemații de cubanezi au nucleare. Altcineva întrebă, și cum dracu au ajuns acolo? Fotointerpretul spuse, este clar că sovieticii le-au transportat în Cuba în condiții de maximă securitate și de secret de plin. Le-au strecurat pe sub nasul nostru, mai bine zis, cel care pusese întrebarea. Altcineva întrebă, care este raza acelor rachete? Peste 1600 de kilometri. Deci ar putea lovi... Chiar această clădire, domnule. George fu nevoit să-și reprime impulsul de a se ridica și de a pleca imediat de acolo și în cât timp și-ar atinge ținta? Din Cuba până aici? 13 minute conform estimărilor noastre. George se uită fără să vrea spre fereastră de parcă s-ar fi așteptat să vadă o rachetă străbătând grădina de trandafiri. Președintele rosti. Ticălosul ăla de Hrușciov m-a mințit. Mi-a spus că nu va amplasa rachete nucleare în Cuba. Bobby adăugă. Iar CIA ei ne-a zis să-l credem altcineva interveni. Asta va domina cu siguranță restul campaniei electorale. Cele trei săptămâni rămase. Ușurat, George își concentra atenția asupra consecințelor politice pe plan intern. Posibilitatea războiului nuclear era cumva prea groaznică pentru a fi contemplată. Se gândi la ediția de dimineața a ziarului New York Times. Ce multe va avea de spus acum Eisenhower, Măcar atât timp cât fusese el președinte, URSS nu-și permisese să transforme Cuba într-o bază nucleară comunistă. Era un dezastru și nu doar pentru politica externă. O victorie categorică a republicanilor în noiembrie avea să însemne ca președintele Kennedy să fie legat la mâini în ultimii doi ani ai săi de mandat, punându-se astfel capăt agendei drepturilor civile cu un număr suplimentar de republicani care să se alăture democraților sudiști în opoziția lor față de egalitatea pentru negri, Kennedy nu mai avea nicio șansă să promoveze un proiect de lege a drepturilor civile. Oare cât timp urma să mai treacă până când bunicul Mariei avea să poată să se înregistreze pentru vot fără să fie arestat? În politică toate erau legate între ele. Trebuie să facem ceva în privința rachetelor, se gândi George însă habar nu avea ce. Din fericire, Jack Kennedy știa ce-i de făcut. Mai întâi trebuie să intensificăm supravegherea Cubei cu aparate U-2, începu președintele. Trebuie să aflăm câte rachete au și unde le țin. Și apoi le vom elimina. George se mai destinse. Brusc, problema nu mai părea atât de mare. Statele Unite aveau sute de avioane și mii de bombe. Iar faptul că președintele Kennedy adopta o atitudine decisă și violentă pentru a proteja America avea să păstreze intacte șansele democraților la parțiale. Toată lumea se uită spre generalul Maxwell Taylor, șeful statului major reunit și al doilea comandant militar al Americii după președinte. Părul său ondulat, dat cu briantină și cu cărare pe mijloc, îl făcea pe George să se întrebe dacă nu cumva omul era cam vanitos. Atât Jack cât și Bobby aveau încredere în el, deși George nu pricepea de ce. Un atac aerian ar trebui urmat de o invazie la scară largă a cubei rostiteilor. Și avem un plan pentru această situație. Putem transporta 150.000 de soldați acolo într-o săptămână de la bombardamente. Kennedy încă se gândea la eliminarea rachetelor sovietice. Putem avea garanția că vom distruge toate siturile de lansare din Cuba? Întrebă el. Taylor replică. Nu vom putea fi niciodată 100% sigur, domnule președinte. George nu luase în calcul acest obstacol. Cuba avea 1250 de kilometri lungime. Era posibil ca aviația să nu poată depista fiecare sit în parte cu atât mai puțin să le distrugă pe toate. Președintele Kennedy zise și presupun că orice rachetă rămasă după atacul nostru aerian ar fi lansată imediat spre Statele Unite. Trebuie să pornim de la această ipoteză, domnule, confirmă Taylor. Președintele se posomorâi, iar George realiză imensitatea poverii responsabilității pe care o purta. Spune-mi un lucru, Rosti Kennedy. Dacă o rachetă cade într-un oraș american de mărime medie, cât de rău ar fi? George uită din nou de orice calcule electorale și inima lui îngheță la cumplitul gând al războiului nuclear. Generalul Taylor se consultă cu aghiotanții săi câteva clipe, apoi se întoarse spre masă și zise Domnule președinte, conform estimărilor noastre 600.000 de, de persoane și-ar pierde viața.